a fost sau este ceva mai mult decât o prietenie între tine și Alexa. O fost în alți ani. Da, am sărutat multe persoane publice. Nu că dacă dau lucrurile ăsta o să strânesc așa. Ce o să zic, o să-mi iau mare hate. Cât bani ai câștigat cel mai mult într-o lună din online? Deci au existat chestii fizice între voi? Da, nu e o persoană publică care ți-a făcut avans. Hei, salutare gașcă, eu sunt Mimi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog am un invitat surpriză, Marius Elisei! Yes! Bă-s bine, ești pregătit, vreau să începem să ne jucăm. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Să știi că am mari emoții pentru că prin acest vlog ești primul meu invitat la noua mea serie de pe YouTube. Este o nouă serie pe care fac, se numește Riscă-te sau spune tot. Ce constă? Practic avem aici foarte multe alimente. Ok. Dar avem și niște combinații. Le combinăm? Da. Ce urât puțe tonul ăla? Tot mi-era dispărțit. Scârboci, mai ales ce combinații am pregătit, o să rămâneți șocați. Și avem și niște pliculețe. Eu am 5 pliculețe. Am văd că am și aici de o parte. Marius are 5 pliculețe. Hai și tu la concerte toată vara, ne vedem în fiecare sâmbătă la Teatrul de Vară Jupiter, începând cu ora 21. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro. O să facem mare show în fiecare sâmbătă, așa că intră chiar acum pe linkul din descriere ca să-ți iei bilet la concertul de sâmbătă asta de pe 16. Abia aștept să mă văd cu voi. În aceste pliculețe există niște întrebări foarte inconfortabile, să le numesc așa. Sunt mai spicy aceste întrebări. Okay. Și poate că nu o să vrem să răspundem. Țin să menționez că noi nu știm întrebările. Întrebările au fost făcute de către cineva. Le-am balat așa frumos. Dacă nu vrei să răspunzi, mănânci ceva scârbos, dar ales de mine. Eu dacă nu vreau să Bun. Facem piatră, farfecă, hârtie? Ai înțeles? Da. Nu uitați să rupeți acolo butonașul de like, nu, Marius? Zile. Like, share, subscribe, follow. Dați un mare, mare, mare follow lui Marius. Urmăriți-mă și pe mine, aveți toate link-urile în descriere, ne găsiți acolo. Facem content super drăguț. Și să vă uitați la următorul vlog, pentru că l-am enervat un picuț pe Marius. Am făcut două vloguri într-unul, oare. Aoleu! Dar asta are un vibe, așa, cred că trebuia să începem ăla. Mamă, nu m-a enervat rău. Dar e ok, e ok. Ne revenim. De la... O să-ți reviți, de la ceapa asta, sigur o să vrem. Da, să vezi cum e combinată ceapa. Facem piatră, farfecă, hârtie, să vedem cine răspunde primul. Hai! 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... Io, scuză-mă, ciocolată, Bibi! La ce răsărituri ce faci tu? Nu, e duce ciocolată. Povestește-le care-i treaba cu... Deci Marius îmi spune numai Bibi ciocolată. Da, eu când o văd pe Bibi, se râd pe Bibi ciocolată. Și îți zice, pentru că am avut primul sărut pe melodia ei. Și era așa, oh, 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 ciocolata cum tu. Și era super funny. Și mi-a face aminte de Bibi. Bine, nu a fost Bibi prima persoană pe care am sărutat-o, dar... Și nici nu m-a spus. Să ne înțelegem. Așa. Nu, Bibi, că eu cu Bibi suntem verișori. Suntem... Eu credeam că suntem frați. Suntem frați? Sentimentele. Nu suntem frați. Da. Piatră, foarte cărție. Ai, frate! Piatră, foarte cărție. Piatră, foarte cărție. Tu răspunzi. Alegeți o culoare, care-ți face plăcut? Aoleu! Începem cu ceva mai periculos, începem cu roșu, normal. Cu roșu se întâmplă. Ei, eu! Combinația pe care o să mănânci, că ți-o spun înainte să citesc întrebarea. Avem așa, calice. Ok. Confiate. Da. Cu ketchup picant. That's it. Nu-mi place picantul că mi-e rău de la picant. Ce vechi nu mai pot să respir? O să mor pe vlog? Asta vă zic eu ce vreau la pomana mea. Întotdeauna când am zis că dacă o să mor vreodată, am zis că vreau să fie eveniment. La modul vreau cu de-alea, cu poze, cu un sicriu de sticlă, să mă puneți în poziția așa, să stau cu fiecare la poză, lângă panoul ăla meu. Să faceți sticlă! Să fie toată lumea îmbrăcată în alb, nu negru. Da.
Această serie este foarte mișto, eu presim că o să fie cea mai tare serie ever and forever. De până la amintiri, povești, toate categoriile le vorbim cu invitatul. Și mă bucur mare să ești primul invitat la această serie. Deci, okay. Avem combinația asta, da? Ok. Și întrebarea sună cam așa. Spune-mi un nume de persoană publică cu care nu te înțelegi. Wow. Wow, cu care nu mă înțeleg. Cu care nu mă înțeleg. Sunt atât de multe. Sunt atât de multe cât nici eu nu știu pe care să-l zic. Așa să nu sune Tom la nașpa. Cred că o să mănânc picant. Nu, că dacă dau numele ăsta o să strânesc așa. Și o să zic că o să-mi iau mare hate și o să-mi dai lume bully. Dar am zis că mai bine mănânc. Te zici, da? Da. Eu s-a asumat în general, dar nu pot să-l zic, că nu, păi... Da, nu e o chestie neapărat genul să-ți asumi sau nu, pur și simplu nu. Știi tu care sunt consecințele dacă spui sau nu? Da, și mai bine nu. A, mamă, Bibi, dar încât bă să... Bă. Da? Aoleu, deja... Putem să bem apă după? Putem, da. Ok. Mamă, dau pânca... Aoleu, Bibi! Este un pic. Mi-e gura foc! Am crezut că nu-i chiar așa picant ketchup-ul ăsta. Deja am transpirat, deci efectiv am transpirat. În curge acest, mi-am dat și cu corector dracu. Îmi cură corectorul pe aici. Bibi ciocolata, alege o culoare. Merg albastru. Îmi place mie, e culoarea mea preferată. Ok, deci avem combinația de ton și un de arahide. Da. Sau, răspuns la asta. Ia. Ia. Arată-mi ultimele trei mesaje trimise dintr-o... Trimise dintr-o... conversație pe care o aleg eu. Bibi? Îți deschizi telefonul sau merg la sigur? Stai un pic să mă uit un pic până el. Oare cu cine să fie acel mesaj? Bine, o să aleg intenționat, să vedem. Poate m-o bârfit acum înainte să vin. Nu e că nu mă ascund, nu că nu mănânc. Adică îți dau telefonul, dar bine, hai. Avem telefonul lui Bibi Ciocolata, ia să vedem. Nu intri în conversații, tu te uiți la nume. Și eu citesc mesajele. Putem? Eram sigură. Eram putem? Sigură, mă. Putem intra aici. Trimise de mine, da? Da, ok. Mamă, și sunt și mai de suflet. Hai, mă, Bibi! Cu curaj. Și eu te iubesc mult. Stați, mă, că nu știți cine e. Potoriți-vă. O să doarmă la mine. Stai. Aici vreau să mă și explic, să nu se înțeleagă altceva. Cine o să dormă la tine? Îi spuneam persoanei respective. Nu știm cine este. Că domnișoara de acolo. Aaaa! Să te spui jumătate, oarecum. Bună dimineața! Ok. Mere pe verde. Mere pe verde! Ai sărutat vreodată o persoană publică? Dacă da, pe cine? Da, am sărutat multe persoane publice, multe, la modul chiar multe. Da, o să zic numai una. Zine trei. Una. Hai. Una. Zine trei. Una. Două. Una. Două și ne-am înțeles, batem palme. Că altfel combinația... Ia asta. Dacă nu-mi zici două, bei gălbenușul. Ei, na, era una acolo. Două. Păi tu te-ai lăudat că ai sărutat multe? Da, dar pe cealaltă nu pot să o zic, că e... Zicea dacă sunt multe! Zicea dacă nu sunt multe! Da, sunt multe, dar nu mi le asum așa, gen, numai pe unul. A fost un sărut de ăla lung, pasional, ți-l și arăt dacă vrei. Da, știu despre ce e vorba, eu știu despre ce e vorba, oamenii s-ar putea să nu știe despre ce e vorba. Dar vreau să-mi zici și încă unul mai spicy. Dar pe cine să nu jignesc? Că s-a pupat cu mine! Prima persoană publică cu care m-a sărutat lung și apăsat a fost sărutăm tata na 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 pământ direct pe gură.
căpăzele mele ăsta-le uscate, tu să le moi, capitan laptei. Persoana publică pe care am sărutat-o e Rux, Rux și Opulența, la Brava Esteem. Da, da, da. Bine, aia a fost publică la mod, a fost super asumat. Da, a fost bunatici, așa. Așa. Și e ceva între voi doi? Vedeți, aflați chestii? Vedeți? Nu, acum, nu mai. Vedeți, în seara asta aflați niște chestii foarte mici. A fost! A fost, în alții. Noi, la mod, a existat numai, cum zis ea, chestii fizice. A, nu știam că a zis asta. A. Deci au existat chestii fizice între voi. Da, între dar nu exista gen relație sau ceva. Da, da. Nu mă, serios, deci... Da, nu. Bine, hai că ne-a zis chestia asta. Hai, bine, te lăsăm că, că ești primul invitat. Dragii mei invitați, ce urmați, n-o să mai fiu așa înțelegătoare după. Roz! Următoarea combinație, pot să mai dau aceeași combinație? Da. Ok, îi dau tot aceeași combinație pentru că vreau să văd cum mănâncă ton cu un de arahidie. Mi se pare o combinație mega scârboasă, sincer, și vreau să văd pe Vivi, în caz că nu răspunde la întrebare, cum halește asta. Eu clar o să mănânci, clar, clar, n-are cum să răspundă la întrebarea asta. Hai. Sau nu știu, vedem cât de asumată este Vivi, oricum este un suspans. Cu ce artist sau artistă n-ai mai colaborat vreodată? Mamă. Și am pe cine să zic. Știu că ai. La modul ai. Mănânc. Mănânc. Mănâncă, bă. Deci pute atât de hât. Deci, Doamne, fer ceva mai rău. N-am din osul vreodată. Deci nu vreți să înțelegeți că știți cum trebuie să arate un unt de arahide. Da, ăsta este foarte lichid. Ok, ton. Băgăm în unt. Aole, Mariu. Ia, deci arată într-un... No, uitați-vă un pic! Da, e așa, în estecătură. Îți place? Nu, 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 nu îți place! Mi-a rămas untul, ce unt de arahide e asta, sora mea? Mi-a rămas untul de arahide, pe ce am gândit? Deci, efectiv, dădeam jos ceea ce aveam și îmi rămânea, mi-a rămas lipită ce rugurii. Alegem, cred că alb, că poate ne ajută, domnule, domnule. E rău. E rău? Eu presim că o să mănânci. Spune-ne un lucru. Wow. Sau o chestie. Așa. Pe care ai promovat-o. Așa. Dar nu ți-a plăcut, absolut deloc. Wow! Bă, sincer, de ce am promovat până acum, mi-o cam plăcut. Deci până acum, de ce am promovat, gen campanii, mi-o plăcut cu fiecare, pentru că dacă nu-mi plăcea, nu colaboram. Dar, înainte să am colaborări, am lucrat cu cineva și undeva. Și mă îmbrăca, cumva eram și model și promovam și acele haine. Și cumva nu, am dus și o perioadă mai grea din viața mea. Și am mai nevoie de bani. Bă, și n-am știut eu ce să fac. Și m-am angajat. Și hainele nu că erau urățele. Bă, nu erau pe placul meu. La modul, hainele de bărbați nu erau pe placul meu. Mă îmbrăcam oribil, mă simțeam oribil. Da, pentru că aveam nevoie de bani. Dar nu ne zici brand-ul sau cu cine lucrai. Asta trebuie să ne zici. Altfel mănânci. Și mănânci? Bă, și după ce puneam asta să-ți explic asta? Nu știu dacă să dau brand-ul, dar nu, gen, nu-i genul meu. Ok, o să dau brand-ul. Deci nu mănânci ceea ce vreau. Nu, nu mănânci. Adică castraveți cu Nutella. Bă, parcă sună bine castraveți cu Nutella, știi ce? Numai că oricum. Complicat. Ce n-a fost mai de mult, dar nu, pui mei, am avut și eu nevoie de bani, am fost și eu sărac zi. Castraveți cu? Nutella. Ador castraveți ăștia. Dar așa ai luat. E bun? Bă, o să mă înjur că ai făcut asta. Care e bun. Eu mă știu cum e cât de pofticioasă sunt de la challenge-urile pe care le fac. La modul nu
să simți și nutella și castravetele în același timp, da, dar nu o combinație rea. Bă, mie nu-mi place. Mie-mi place. Să simțeam că e bun, că simțeam doar nutella. Că nu e mega scrăbos, dar nu-mi place, de mi se... Ok. O să merg cu roșu. Vrei să fie viața ta o adrenalină? Da. Aici o să fie o chestie pe care cei care vă uitați la noi o să aflați un detaliu. Gen, nu-i ceva rău, cred că o să răspundă, nu cred că o să mănânce, dar... Care ar fi combinația? O să-ți aleg tot ceva picant, din gama picant. Că ai zis că nu-ți place picantul, dar nici mie nu-mi place picantul. Că nici nu am probleme cu stomacul, da. Deci avem niște ardei foarte, foarte usculești de mâna profesioniștilor din grădinile africane. De mâna lui Marius. Nu, din grădini africane, cu multe ingrediente care sunt picante. Ți-e gura foc, stomacul foc, iei tu foc, transpiri, leșini. Ok, câți bani ai câștigat cel mai mult într-o lună din online? Aș răspunde. Și eu, și bă, mă credeți că și eu sunt curios maxim câți bani au câștigat ciocolata într-o lună? Aș răspunde pentru că nu e, adică nu... E o chestie chiar cu care te poți mândri. Dar există un dar. Niciodată n-am fost și nici nu o să fiu genul de persoană care să se laude sau să se... Adică mulți o pot lua așa, că nu e neapărat o laudă, pentru că e munca mea, efectiv, munca totuși. Dar asta eram eu convins că o să răspund. Ca să pot să ajung să câștig banii ăștia pe care i-am făcut într-o lună, gen cel mai mult, mulți ani de muncă în spate, de fapt. E o chestie frumoasă, dar foarte mulți o pot lua ca pe o laudă și nici eu nu am fost și niciodată, n-o să fiu genul de persoană care să se laude cu așa ceva. Prefer să rămână pentru mine, pentru intimitatea mea, pentru mândria mea și pentru sufletul meu. Poți, îmi spui mie în privat, că eu acum chiar sunt curios, frate, deci eu chiar sunt curios, bă, la modul dar să zic, public. Au, ce sărac, mă simt sărac! N-am treabă să vorbesc despre chestia asta, dar niciodată nu o să fac public, pentru că eu nu sunt, nu-mi place treaba asta de opulență, de a te lăuda cu ce ai. Ai bagă! Știu că e picat! Doar atinge, doar atinge, atinge pe limbă. Ba, mă! Oh, what the fuck! Nu, serios, unde este o apă? Și mestecă. Tăia-la, tăia-la, tăia-la. Poți să sting? Da, dă-i, dă-i, dă-i. Dă-i că nu vreau să... Mama, este aerul dat drumul și mor de cald. Te-ai încălzit? Te-ai aprins? Ca un incendiu care trebuie stins. E rezervat, rezervat. Am răspuns până acum la ceva. Nu, așa aici? N-a răspuns până acum. Da, cred că da. A răspuns? A, nu m-a lăsat să rog. Combinația o să fie ceapă cu pastă de dinți. Aoleu! A fost sau este ceva mai mult decât o prietenie între tine și Alexa. Îmi pregătesc, da? Stai că răspund. Deci asta o să fie gura. Nu că răspund. Uite că spun mai multă pastă. O să răspund. Uite, păi și acum e lucidez pe oameni, nu-i lași să-ți spun? O să răspund. Da, ce mestecă, da? Zici că e amar! Nu cred că înțelegeți că omul a luat dita mai gură. O, dar pute grav. Ia dă-i așa o respiră. Aleg alb. Deci e sigur că nu o să răspundă la întrebarea asta. Așa că o să-i dăm ou. Așa înainte de concert, mă, să cânte, să le cânte, deci, la bibișori. Deci ca să ne înțelegem, trebuie să plec în 2 de minute, că am concert la mare, trebuie să ajung în Constanța, în Mamaia. Super! Pune o persoană publică care ți-a făcut avansul. Am mai multe nume pe care aș putea să le dau. Eu. Dar nu o să fac asta. Hai, mă, pipi. Nu, pentru că... Pentru că nu. Pentru că... Nici măcar o să strig niște prieteni. A? Să zic, ok, să zic numele. Marius Elisei. Nu, e adevărat, eu nu i-am făcut, doamnă, doamnă, mă jur. No, nu, că eu când o vă strâng după aia oriunde o văd în mulțime și la interviu, să vedeți. Bibi, dă interviu acolo, serioasă. Eu în spate. Da, nu, no, Marius efectiv chiar e ca fratele meu mai mare. Marius chiar este fratele meu mai mare. Și ne înțelegem super bine, extrem de bine.
Zici că sunt neamuri. Piele albă, piele neagră, ai dragoste de contrabandă, ai. Uite-mi mă ce haz ai. Astăzi mă, frate. Da, mă, deja mi-a intrat așa. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Nu. Aoleu, pentru deci că nu cred. O să iasă nebunie. Gândește cu ieși de la găinuță. Ia! Știi cum face găina? Cocotac și să te lasă! Că din asta în timp să faci carne. Frate! Dă teroare la creier, efectiv! Dă-i! Cum a fost? A ieșit cloșca! A ieșit, ia să minte, nu face bibio, o pe aici! E cel mai oribil lucru din viața mea. Ultima întrebare. Ok, hai. Ultima, dar nu cea din urmă, pentru mine. Eu o să scap. Și credeți-mă, cred că o să-mi asum orice întrebare o să-mi pună Bibi. Combinația va fi suc de portocale cu lapte. Combinate. Spune-mi un TikToker. Aoleu. Pe care l-ai la blog și de ce? Nu știu, păci, pot să mă uit? Da. Să văd ce TikToker ia pe blog. Mie, sincer, îmi displac mulți TikToker, dar nu cred că le-am dat blog. Na, pe Isus, ceva, oameni care mă sau pe Instagram. Nici pe Instagram nu cred că am. Că n-ai pe nicio persoană publică la blog? Nu le dau blog. Dar tu spune-mi o persoană cu care te-ai certat, care... Bă, sincer și cu tot respectul meu, gen... Dar ai răspunsul. Da, normal că... Nu vreau să stau pe toalet toată ziua, că am și eu evenimente, am de mers încoace încolo. Bine, e asumat, mi-a asum, Doamne iartă-mă, că nu cred că, cred că sunt o grămadă de oameni la care displace TikTokerul respectiv. Okay. Mie nu-mi place, nu mi se pare funny deloc, îmi pare rău să-i o spun, poate altă lume îl consideră funny, mie nu mi se pare funny. Deși mă salută la evenimente și când mă vede, mă salută, mă e în brațe, mă, pui mei. Bă, dar nu-mi place, TikToker nu-mi place de el, este, deloc. Nu-ți place de el deloc? Deloc. Absolut deloc. Deloc, am o, da, un bineață cum ar veni, salut. Deci, lui Marius Elisei nu-i place de TikTokerul? Gabriel Mâgâ. Mă, nu-mi place, nu. Poți să mă strângi de grumaz, nu-mi place de el. De ce să te strângi de lumea? De grumaz, de cât? Îmi pare rău, Gabriel Mâgâ, te salut oriunde te văd, dar nu-mi place ce crezi, gen, chiar nu-mi place, frate, și ești foarte antipatic. O să facem o combinație, acum chiar că îi stricăm stomacul, de această bănăniță cu un muștărel, baby ciocolata. Da. Ce vlog îl regrezi cel mai mult? Aoleu, cu cineva sau singură? Vă doresc să știți dacă e cu cineva sau nu și dacă regret un vlog sau nu, da? Da! Nu care și să dau detalii. Păi, pot așa, nu? Trebuie, nu? Ia mai zi o dată întrebare. Întrebarea este, ce vlog îl regret cel mai mult, Bibi Ciocolata? Eu nu regret nimic din ceea ce fac, ceea ce postez. Adică îmi place tot ceea ce fac, asta sunt eu. Dar, persoana care a pus întrebarea... Și cred că data viitoare nu mai faci și le punea sigură, mă, după. Niciodată, chiar totul e autentic și chiar vreau să fie pe bune. Văd. Există totuși un vlog, unul singur, de acum ceva timp, adică nu e ceva actual. Un singur vlog, regret că există pe YouTube. Dar nu e ceva gen neapărat să-mi displacă, să zic, ideea în sine de vlog nu mi-a plăcut. Nici atunci și nici faptul că e, adică, na, nu intru în detalii, îl las așa. Nu. Eu nu-mi place gustul. E ceva rău. O fac mănânc. Nu. E foarte scârbos, chiar e foarte scârbos. Nu e în extremitatea... Acesta a fost primul episod din seria Riscă-te sau spune tot. Primul meu invitat, Marius Elisei, zi-mi cum te-ai simțit. Îți place? Ți se pare tare ideea? Am luat ceva bolă de stomac sau ceva de genul, dar e ok. Bă, a fost super, super, chiar m-am simțit super bine. Bibi, o gazdă, jos pălăria. Te pup. Și, no, deci a fost fain, mi-a plăcut. Mă bucur foarte mult. Nu uitați să ne dați un follow și dacă vreți
să continuăm această serie, spuneți-mi în comentarii că vă doriți acest lucru și dați-mi nume de persoane cu care vreți să fac această serie. Eu v-am pupat tare, tare, tare! Vă pupăm și să aveți o zi super! Data viitoare!